S-au apropiat de Ierusalim și au ajuns în Betfagie spre muntele Maslinilor. Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și o măgăruș împreună cu ea. Dislegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vei va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îl va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți, fiice Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare, pe o măgar, pe o măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le-a a poruncit Iisus. Au dus măgărița și măgărușul și au pus haine peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din rod își așternau hainele pe drum, alții tăiau rămâi din copaci și le păsurau pe drum. Noroadele care mergeau în urmă, înaintea lui Iisus, și cele ce veneau în urmă strigau: Oseana fiului David, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, Oseana în cerurile preanalte. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. King of Israel, welcome to our hearts, here to reign in righteousness. Blessed is he